Și iată, gol, gol marcat de Dinamo la o fază la care Tamaș sancționează o eroare, o ezitare a defensivei steliste. O minge la care Tătărușanu a încercat să intervină, însă n-a putut face nimic. 1-0 pentru Dinamo, minutul 23. Este pentru a treia oară în acest start de campionat când Steaua este condusă pe propriul teren. La fel s-a întâmplat în meciurile cu CFR Cluj și cu Unirea Urziceni. Și iată capitanul Gabi Tama, jucătorul eliminat în meciul cu Internațional Curtea de Argeș, reușește să puncteze. Nu era offside pentru că Baciu venea de pe linia porții. Tamaș trimite într-o zonă în care Tătărușanu nu poate ajunge. Dar remarcat și lovitura de cap a lui Lucian Goian într-o primă fază.